Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole. Bălcescu. Adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu. Ce ploaia de pe urmă și ne împotmolim în glodul ăsta. La ce te gândești, Mitiță? În câte suntem? În 18 iulie 1838. De ce zâmbești? N-am mai trecut prin locurile astea de când am plecat la Paris. Și acum când le revăd în jalnica lor înfățișare, îmi dau seama cât de trist de adevărate sunt însemnările lui Dinicu Golescu. Uită-te și tu, Elena. Nu se vede nici biserică, nici casă, nici gard în prejurul casei, nici bou, nici vacă, nici oaie, ci numai niște odăi în pământ, niște bordeie și nici țipenie de om. Să ne împotmolim în pustietatea asta aici și noptăm. Vai de mine, să noptăm aici? S-a prăvălit glavul! Ne-am împotmolit, boierule! Au intrat roțile în glot până la butuci. Clavir! Hai. Clavir! Dă-l naibii de clavir! Hai să coborâm să vedem ce e de făcut. Că nu vrei să noptăm aici. Nu, nu vreau. Grigore, vezi de ajutoare. Că numai noi doi nu urnim broșca. Păi nu faci suflet de om, boie. Păi, or fi în bordeie, strigă și tu. Hei, oameni buni, băi fraților! S-a împotmolit troșca lui boier Mitiță Filipescu. N-auziți, băi? Nici țipenie de om. Alergă, Grigore, după Ceauși, după Costache. Să vină aici cu ajutoare. Hai repede. Vine iar ploaia și trebuie să ducem bucatele de pe câmp acasă. Cu ce plătiți, miu? Mi-a luat omul din zapciu boi. O să ne acu și apa. Și ce să facem cu troșca împotmolită? Fii omului Dumnezeu, că ești de-ai noștri. Tot noi te plătim și înțelege. Uite, e noapte. Am ce părboadă, e părboadă. Uite că s-a mai împotmolit o brișcă. Un domn iuncăr și o domnișoară. Ce asta, bă? Pune-ți dragă, hai, 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 hai. Ce mă trântiți, bă? Ce mă trântiți, bă? Omoară-ne atunci dacă este pe omorâte. Că și așa mai de păcatele noastre. Oameni buni, oameni buni, de ce nu vreți să dați ascultare Ceaușului? Maria ta, Maria ta, îndură-te de noi. Uite, ne putrezesc bucatele pe câmp. De 5 zile stau deseșerate și nu ne putem duce acasă, înțelege-ne, băi. Bine, dar de ce ați lăsat să treacă vremea? Nu trebuia să vă apuce ploile lui cuptor cu grâul nestrâns de pe câmp? Păi a trebuit să înseșerăm întâi grâul boierului, că nu se putea altfel. Bine, bine, dar să zicem că ați muncit pentru el 3 zile la secerat. Așa, boierule. Adică tot cât sunteți datori. Da. Sunt aproape 3 săptămâni de când a început secerișul. Ce ați făcut în timpul ăsta? Boierule, păi... 3 zile ale legii fac după nartul boierilor 3 săptămâni de vară. Așa, așa e, boierule. Și am secerat în 3 zile noi cu nevestele și copiii noștri. A trebuit să fie adunat în znopi, făcut căpiți, adus la aria de la conac, trerat, încărcat în care, pus la scelă la Dunăre și încărcat în Ghimia Neamțului. Taman 3 săptămâni. Abia alaltă noapte ne-am întors acasă și de atunci facem într-una corvel. Așa e, boierule. Ceauși, da.
Oamenii aceștia au făcut cu mult mai multe corvezi decât cere legea. Așa e, mă. De ce i-a dus tot pe ei aici la vad? Boierule, n-am alții. Pește i-am prins, pește i-am adus. Cum, au fugit? V-au lăsat bucatele pe când și-au fugit în pădure. Cum au și văd vreo caleașcă, ori vreo budcă, iau câmpite, nu poți să-i prinzi nici calare. Ceauș, da. Brișca devenea acum în urmă. Poate fi scoasă din noroi și întoarsă mai ușor. Păi eu zic că... Da, boierule. Ia poftește-l încoace pe domnul Juncker. Îndată, boierule. Mitița. Ce? Crezi că ne putem întoarce până se lasă noaptea? Mor de frică. Stai, stai, să vedem, să vedem ce spune Junckerul. Cu plecăciune, domnule Căminar. Domnule Juncker, vrei să ne întoarcem cu brișca dumneavoastră vreo poștă înapoi, la conacul unui prieten al meu? Da. Astăzi și poate nici mâine nu se poate trece prin vad. Eu sunt căminarul Dumitru Filipescu și dumneaei este soția mea. E, dar unde a dispărut Elena? Elena! Dacă nu este altceva de făcut, atunci așa vom face, domnule Filipescu. Eu mă numesc Nicolae Bălcescu și cu mine este sora mea, Sevastia Bălcescu. Da. Ceauș! Da! Oamenii se întoarcă atunci brișca domnului Juncker și apoi să plece la rosturile lor. Am înțeles, boierule, așa o să faci. Măria ta, să-ți dea Dumnezeu tot după inima dumitale cea bună. Că mare pomană ți-ai făcut cu noi. Să trăiți, boierule, să trăiți. Deja-mi să întoarcem brișca. Domnule Căminar, îmi iau voia să vă spun că vă cunosc prea bine după nume. Țara că sunteți întâiul român care și-a luat doctoratul în drept la Paris. Mă bucură și pe mine aceste două zile pe care le vom petrece împreună. Chérie. Oui. Je te présente monsieur Bălcescu et mademoiselle Bălcescu. Mais vous êtes charmante, mademoiselle. Vous paraissez très jeune d'ailleurs. Vorbesc prost franceză. Nu-i nimic. Se urcăm pe dăpșanul de acolo. E mai uscat. Veniți. Mitiță, vezi ce faci cu clavirul. Bine, bine, bine. Duceți-vă voi. Hei, bătrânico. Da, bătrânico. Ia vino încoace. Vă ascult. Ascultă, bătrânico, nu ai pe cineva, vreun bărbat, să păzească o noapte, două, clavirul ăsta? L-om cinsti cum se cuvine. Apoi, Marin, fiul meu, nu poate, păcatele mele, că e bolnav. Zage în bordei. Poate de-o veni cumva Ilie de la Arie, că e dus la muncă. Marin e tatăl copiilor? Dar ce are de zace? Nu, copiii sunt al lui Toader. Dar Toader s-a necat la Sfântul Pantelemon o să fie 2 ani, cu boi cu tot, când descărca greul boierului la turnul. Marin e mai mic, bolește de asta iarnă în bordei, că a vrut să fugă pe o altă moșie în Vlașca. Dar l-au dibuit oamenii boierului și l-au adus cu dorobanțe înapoi, legat pe jos prin zăpadă. L-au închis în coșar și au chemat oamenii să-l vadă cum îl bat cu frânghii ude. Noaptea turna apă rece pe el ca să înghețe. Acum își scui pe bojoci în bordei. Da, nu-i nimic, că dacă vine Ilie, o să păzească el. N-aveți grijă, boierule. Turnau apă rece pe el ca să înghețe. Mai mult ca să dea pildă la ceilalți care ar gândi să fugă. Le e frică să nu rămână fără clăcaș, domnule Bălcescu. Eu credeam că țăranii sunt acum slobo să plece din sat de la ei undeva. Și cine să le muncească moșiile boierilor? Fără clăcași, dacă... Da, uite că au apărut alții împotmoliți. Îți mărimile lor, Alecu Filipescu Vulpe, Bălci Aurescu, Vornicul Cantacuzino, Lăcusteanu. Mi-e silă de ifosele lor, nu vreau să dau ochii cu ei. Haidem la doamnele noastre, domnule. Într-adevăr, le-am lăsat singure, s-au fi plictisit. Dorobanții să ia cărăuze din sat, să-mi arate ascunzișurile și să bată pe două poște satele vecine și pădurile, căutând locuitor, oricare ar fi. Ai auzit, Costache? Auzit, măria ta. Să aducă din pădure și niște trunchiuri de dufan tineri, lungi și drepte. Da. Să le pui în cruce, să ridice budca pe sus ca pe o năsălie, ca să este greu să trecem. Că a venit apa mare cu ploile astea. Așa să faceți. Așa faceți. Și până atunci noi continuăm partida. Da, bineînțeles, bineînțeles. Hei, slujilor! Da, Maria, da, Maria, da, Maria. Așterneți pe jos scoarțe și perne. Hai, hai, hai. Iar voi, dorobanților, îngrijiți-vă de băuturi și cafele. Ce zis, Maria ta? Îndată! Luați loc, Maria ta. Luați loc, putinici, până aici. Așa? Și acolo? Așa. Și ne face carte? Păi... Parcă e rândută, Bălceaurescu. Eu le-a făcut semn când s-a împotmolit budca. E rândul boierului Vulpe. Dar văd că moță e. Asta-l crezesc eu. Băier Vulpe! Băier Vulpe! Bă, cărțile! E rândul dumitale! E, e.
Voi sunteți câini, nu sunteți oameni de mai chinuiți așa. Două zile și două nopți de când jucăm fără întrerupere. Sunt bolnav de somn și de oboseală. Nu se poate, pierdem 10.000 de galbeni și câteva moșii. Na, uite, le dau. Mai dați-mi și mie 500. Și mie încă... Am dat vornice cam ta cu zi. Încă 800, băier vulpe. Cine-s doamnele și domnii de pe Teapșan, Lăgoștene? Pe Fetișcană și pe Iuncăr nu-i cunosc. Perechea cealaltă sunt soții Filipescu. Despre el se spune că urzește să răstoarne pe vodă, Ghica. De unde se știe că vrea să răstoarne pe vodă? Am cam mirosit noi ceva. Umblă să-l răstoarne pe vodă? Asta s-o creadă el. Răgustene, cheamă-l pe Filipescu ăla aici la noi. Mai schimbă vreo vorbă. Cum? Este sub demnitatea mea de ofițer să stau de vorbă cu un complot. Mitița Filipescu nu ți-e rudă, boier vulpe? Despre Mitița Filipescu e vorba? E o rudă mai așa, dar nu-l chemați. Că e în stare să nu-mi sărute mâna și-l pleznesc cu ciubucul. 300. Și mie 500. Este. Și mie 1000. Nu. Va să zică 300 și cu 508. Cu 1000 fac 1800. 1800. Și mie încă 1500. Pun vacilații de sus pentru 4000 de galbeni. Da, câte familii de clăcași are? Are 8000 de pogoane. Eu te întreb câte familii de clăcași are? 8000 de pogoane, pământ ca pâinea. Mă, ce aureți, culeu. Pe mine, vulpe bătrână, umbli tu să mă prostești? Păi ce să fac eu cu pogoanele tale? Cine să mi le muncească? Bine, trebuie țărani, nu pogoane. Are 80 de familii de robi. Da, n-am nevoie de țigan. Nu știu să muncească la câmp. Hai să țigan. Mergem de aici. Hai să foarte mergem. Ghinion locul. Ai pierdut? Ai pierdut de data asta vornice ca ta cu zi nouă. Hai să mergem. Hai să mergem. Dar de ce nu vin dobi tot ce cu corvețile? Hei, dorobân! Romanții! Nu se vede venind careval! Nu, boierule, nu se pricepe să adune oameni. E unul și aici, în bordei. Lasă-l, că ăsta e bolnav rău. Ce bolnav? Scoate-l de acolo. Hei, sunt niște trânturi. Am eu un metodicon de a ști când un clăcaș e bolnav sau nu. Ei, arde vechilul una cu gârbaciul. Dacă fuge, e sănătos și trebuie să meargă la muncă. Dacă rămâne pe loc, e bolnav. Scoate-l afară să-l vedem. Înțeles. Nae, adu gârbaciu. Adu gârbaciu. Să vedem dacă e sănătos. Ăsta-i băriata. Ăsta-i cu picior în groapă. Eu, păi dacă facem mofturi de-astea, cine vrei să ne scoate butca din noroi? Nu-l cunoașteți pe țăran. E și ret și leneș. Uite de la el. Nicule, te rog. Boierule, fac eu corvadă în locul lui dacă e neapărat nevoie de el. Iată cine răzvrătește pe țărani. Dacă domnișorul Iuncăr vrea să pună umărul la roată, faceți-i pe voi. Acum pe loc, dacă nu mai cunoaște nimeni omenia. Hai, cum ar honbane? Nu poate fi îngăduit ca un boier să fie pus la corvadă. Pravila se opune. Un puțoi, fără minte. Dacă domnișorii aceștia se întorc cu mintea sucită de la Paris și vor să tragă la roată, de ce să-i refuzăm? Nu își dau seama ce vor. Domnișorule Iuncăr și domnule Mitită Filipescu, eu una vă spun. Băgați-vă mințile în cap, că de nu, la ofnă putreziți. Fostul Iuncăr Bălcescu, nu-ți dai seama că ești osândit pentru înaltă trădare? Dacă nu erai minor, nu scăpai numai cu 3 ani. Auzi, domnule ofițer, dumnealui a vrut să răstoarne pe vodă, să facă republică, să ne ridice în cap pe țărani. De? Află, domnule Iuncăr Bălcescu, că șeful complotului, Canalea de Mitiță Filipescu, este de 2 ani la Snagov cu picioarele în apă.
Îi cade carnea de pe ele putrezită. Nu mai are niciun dinte și aproape orb. Căminarul Filipescu. Așa pătimesc ticăloșii care strică țara. Singurul care n-a fost laș. Cum este cu putință ca un ostaș să se răzvrătească împotriva domnului său, căruia a jurat credință? În locul spătarului Ghica, eu nu-ți trăgeam palme cum a făcut el. La urma urmei ești fiu de boier. Eu vâram sabia în dumneata și te lăsam mort. Un înger a murit în mine când am simțit pe obraj palmele spătarului Ghica și s-a născut un om. Ce te-a făcut pe dumneata să te faci iuncăr? De ce ai vrut să devii ofițer dacă nu iubești armata? Dacă nu cinstești uniforma? Una din cele 50 de cărți din biblioteca memoriei mele este o lucrare a mea proprie. Se numește Puterea armată la români. Am gândit-o în temniță, la margine, în frază cu frază, întreagă, aici. Nu așteaptă decât să fie așternută pe hârtie. Sunt acolo și campaniile oștirilor românești, toate câte au fost de la întemeierea principatelor. Dar uniforma asta nu-mi place și nici cine o comandă. Nemernicule! Domnule Maior, nu uitați că e prizonier și e dezarmat. Să stai cu ochii de bestia asta. Eu am terminat inspecția. Domnule Bălcescu, n-o să mai ai prilejul să urzești revoluția. Domnul ofițer Fărcășan. Ce e state? Să trăiți. Dumneaei e sora deținutului. Sântița Bălcescu. Da, are învoire să-l vadă. Lasă în grija mea, băiete. Poți să te duci. Da, să vezi. Cred că nu aveți nici arme de foc și nici vreun pumnal în coș. Puteți intra. Eu vă las. Nicule, Nicule. Nicule. Pe ziua scântării Simin, de aproape un an nu te-am mai văzut. Mama. E bine, e bine. Sunt bine cu toții, și Maria, și Costache, și Barbu. Tița, ce-i cu mama? Nicule, nu știi, cu ale ei. Este sănătoasă. A vrut ea anume să viu eu de data asta. Cum te cunoaște de bine. Lăsați-mă să-i scriu, că dacă Nicu nu mă vedea și nu vedea scrisul meu, se sperie. Uite ce a scris. Nu pot citi acum. Sunt bolnav de nerăbdare. Tița, mi-e teamă că nu o să putem vorbi tot. E puțin cam târziu. Dar cum de ați obținut învoirea asta? Tot biata cu Ana Luxița Florescu. 2 săptămâni a bătut la toate ușile. Este și ea dintre ai noștri. Nicule, uite 2 rânduri de primeneli, ciorapii ăștia de lună, un cojocel, toate sunt bune pe gerul ăsta. Lăsați și voi, că nu e atât de rău. Un bărbat poate să-mi dure mai ușor. Ce vrei? Închisoare. Niște baclavale ne-am făcut noi pe furiș, că suntem în postul paștilor și mama s-ar supăra dacă ar ști. Ea trimite halva cu alune, caramele, Tița, migdale. Tița, spune-mi adevărul. De ce n-a venit mama? Nicule, am să te lămuresc. Spune. Am să te lămuresc. Spune-mi. Știi, când a fost mama asta toamnă la tine, da, ai refuzat să-i scălești cererea de iertare lui Vodă. Tița, nu se pute altfel. Și așa m-am simțit destul de prost că la judecată ați făcut fel de fel de intervenție pentru mine. E supărată mama? Nicule, nu trebuia să refuzi să-i scălești cererea de iertare. Cum? De atunci mama parcă este bolnavă. Alergase biata de ea un an de zile, bătuse la toate ușile care au rămas câinește încuiate. Și până în cele din urmă Vodă s-a muiat. A spus să fac cererea de iertare și să-i o aducă până într-o săptămână cu Ana Luxița. Biata mama a crezut că nebunește de bucurie. N-a mai dormit până a ajuns la tine. Și când colo, tu nici n-ai vrut să auzi de o cerere de iertare. Soră, mi se sfârșie inima când mă gândesc la mama. Îmi dau seama că ea nu mă poate înțelege. Dar tu trebuie să înțelegi că nu puteam să mă înjosesc până într-atât, încât să cer iertare celui despot care semnase cu lașitate porunca pentru condamnarea noastră. Nicule, acum e alt domn. Nu mai acela care te-a condamnat. Cum, și tu îmi ceri asta? Ai suferit prea mult. Am suferit cu toții prea mult. Te imploră mama, frații și noi amândouă surorile. Bine, dar... Trebuie să-i scălești. Uite cererea. Înălțate stăpâne, cu fierbintă rugă de îndurare, cad în genunchi la picioare, mărie tale. Nu. Nu, niciun despot nu mă va avea în genunchi la picioarele lui. Mai bine îmi petrec viața în ocnă. Dar, Nicule,
Filipescule, știi bine că așa se scrie. Este doar, cum să spun, o regulă. Nu înseamnă că ești în genunchi înaintea nimănui. Nu pot ruga nimic de un despot. Îi urăsc pe toți. Picule, picule. Știi, întâiile semne au apărut iarna trecută la Mărginen. Sunt atacat. Nu-i mic. T-au ucis, frățioare. Tița, nu trebuie să afle nimeni. Vei însănătoși. Îți voi da viață din viața mea. Îți repet, nu trebuie să afle nimeni. Sunt însemnat. Soarta m-a însemnat. Nu, frate, nu. Trebuie să le spui, ca să fii scos de aici și dus la spital. Altfel te vei prăpăti. Nu. Nu, nu. Ar scăpa prea ieftin. Mai am un an de pedeapsă și îl voi face până la sorocul lui, ca să fie socotelile în regulă. Nu, ar scăpa prea ieftin aceste fiare. N-am nevoie de mila lor. Mi-au lăsat numai un ciot de viață, dar vor plăti pentru acest ciot ca pentru trei vieți. Tița, noaptea nu pot dormi, fac numai socoteli și planuri. Am acum 23 de ani. Aș vrea să mai trăiesc numai alți 10 și voi răsturna putregaiul lor cum întoarce un fier de plug câmpul înțelenit din Mărăciniș. 10 ani mai. Frate, nu e bună atâta ură. Trebuie să te rogi numai lui Dumnezeu să te facă sănătos, atât. Nu trebuie să se mai întâmple și cu alți români ceea ce s-a întâmplat cu Mitiță Filipescu, cu mine și cu ceilalți. Nu trebuie ca acest popor să mai îndure cât îndură. Domnule Vărcescu, domnule Vărcescu, ai fost iertat. A fost iertat? De unde știi? Este afară un domn care mi-a spus să vă spun doar atât, că se numește Arăpilă. Poftiți, domnule. Domnul Alec Golescu. Ești liber. Ești liber, frate. Numai eu? Au fost iertați toți. S-a răspândit știrea că Mitiță Filipescu e pe moarte. S-a adunat lumea în fața palatului, cerând eliberarea lui. Vodă Bibescu a cedat. A semnat ofisul azi la ora 1. A și plecat un cervan pe tălpoaie să-l aduc de la Snacov pe Mitiță Filipescu. Mulțimea este acum din nou în fața palatului. Așa este. Fraților, fraților, vă rog mai încet. Nu uitați că ne aflăm într-o grădină de vară și ceea ce discutăm noi. Frate Bălcescu, le înțelege că propunerea lui Telo găsesc de-a dreptul revoltătoare. Asta nu înseamnă, frate Arăpilă, că nu putem să-l ascultăm în liniște. Poți continua, Telo. Fraților, credeți-mă, vă vorbesc din inimă și ca un cunoscător al situației reale. Trebuie să-l admitem neapărat pe Iliade în frăția noastră, fiindcă fără el nu cred să izbutim. Așa este. Suntem în mai, iar revoluția trebuia să izbucnească încă din aprilie, dacă nu din martie, ca și în celelalte țări din Europa. Am fost atunci de părere să nu ținem seama de sfatul lui Lamartin și să începem fără întârziere. Bine, recunosc acum că trebuie să ne grăbim. Europa fierbe, țara s-a trezit aici. Tocmai, tocmai pentru că e treabă grabnică, avem neapărată nevoie de Eliade, care este astăzi, după Câmpireanu, cel mai popular bărbat român. Fără el, negustorimea și mica boierime nu se mișcă. Iar o revoluție fără negustorime și fără mici boieri nu e cu putință. Pe ce ne sprijinim noi la urma urmelor? Pe membrii acestei societăți și pe batalionul meu, care este împrăștiat pe tot lungul Dunării. Revoluțiile europene trebuie să ne slujească drept pildă. La Paris s-a mișcat în februarie întreg poporul. Când am înființat această frăție acum 5 ani, ținta noastră a fost să ne adresăm poporului, nu boierilor. Să luminăm țărănimea și pe meseria. Sigur. Așa am început. Cum e prea târziu? Fără negustori și fără mici boieri nu ne putem mișca. Deci avem nevoie de Eliade. O revoluție clădită pe boierime este o revoluție clădită pe nisip. Eu nu tăgăduiesc popularitatea lui Eliade. Dar când ne călăuzești un om ca Bălcescu, o cauză justă ca aceea pentru care luptăm noi, nu avem nevoie de această popularitate. Dumneata, frate Ghică, ce spui? De frate Golescule, e foarte greu de luat o hotărâre așa într-o clipă, atunci când îți dai seama că această hotărâre poate atârna greu în cumpăna revoluției și când este vorba de o revoluție menită să întoarcă crugul istoriei românești.
Socot totuși că Ion Eliade înseamnă un sprijin pe care nu-l putem respinge pentru mișcarea pe care o plănuim. Dumneata, frate, ești pentru primirea lui Eliade? Suntem în mai, nu mai putem întârzia, trebuie să pornim în grabă. Aș vrea să nu fiu greșit înțeles. Și eu admir pe marele cărturar, pe fratele Bălcescu. Dar faima lui Bălcescu nu trece de lumea cărturărească. E prea tânăr. Sigur că... Discuția este de prisos. Sunt și eu de părere ca să fie admis. Doresc prin adâncul ființei mele ca aducerea lui Eliade, pe care de altfel îl prețuiesc ca un mare dascăl al neamului nostru, să nu însemne pentru revoluția pe care o pregătim și prin care poporul vrea să-și ia soarta în propriile lui mâini, o cotitură de care într-o zi să ne pară rău. Și cu asta repet, votez admiterea lui Eliade în societatea noastră frăția. E așa. Dumneata, ce zici, frate Golescule? Eu nu mai am niciun drept de vot. Voi trei sunteți întemeitorii frăției și cei trei mari demnitari superiori ai ei. Dar ca membru în comitetul executiv, vă pot spune că faceți o greșeală. Atunci mă duc să-l poftesc pe Elia de aici. Dar unde e? Este în cealaltă parte a grădinii, așteaptă răspunsul. Era așa de sigur de admitere? Adică avea votul lui Tel, al dumitale, frate Ghica II, avea deci majoritate. Am avut cu el o întâlnire și o lungă explicație în grădina tăi, alaltă ieri. Pe urmă ține socoteala că suntem în mai și nu mai avem timp de pierdut. Dar Eliade știe regulile societății. Știe că pe față suntem societatea literară sub numele de asociația literară. Știe tot ce se cuvine. Că membrii nu se știu între ei decât în grupuri de câte 10. Și nu cunosc dintre șef decât pe acei care îi înrolează și le dau instrucțiuni. Să vedeți ce solemn o să spună dreptate și frăție. Ia că și pe Dincă. Dar de ce vine din ghețărie? El întotdeauna vine prin râpă ca să controleze intrarea subterană a ghețăriei. Să vadă dacă e cheia la locul ei și să nu fie înțepenită ușa. Dreptate și frăție. Dreptate și frăție. E totul în regulă, Dincă? Da. Via toată e înfrunzită, de-am putea trece toți în picioare, le văzuți? În fundul râpei nu mai lăstai. Mi-e teamă să nu aresteze toată frăția odată la locul de adunare. Da, 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 cum e arestare pe cei din Moldova, pe toți odată. Da, unde sunt ceilalți? Iată-i și pe frații Golești. Mai este și Ian cu Ghica, s-a dus să-l aducă pe Eliade. Adevărat? L-a lăsărăți pe Eliade la frăție? Iată-l. Și cu el mai vin juvaiergiul Hage Curtii, negustorul Dobrovici și alți doi pe care nu-i cunosc. Dreptate și frăție! Fraților, sublimă este pentru mine această zi în care aduc sfios inima mea pe altarul frăției. Am zis altar, fiindcă altar slujit de preoți este această sublimă societate. Altar din care pornesc razele libertății ca niște săbii. Dreptate și frăție, frăție și dreptate. Dreptate și frăție. Dar flăcăii aceștia cine sunt? Am uitat să ți-i prezint, frate Bălcescu. Sunt Damian Tabacul și Mitul Tabacul, oamenii lui Dobrovici. Sunt calfe în tăbăcăria mea. Și ce stau așa retrași? Să-i chemăm aici cu noi. Cum asta, domnule Bălcescu? Să stea lucrătorii mei cu mine la masă? Și vreți să le cere să-și dea viața? Pentru ce? Nu vă supărați, dar eu mă simt bine între prietenii tabaci. Cheamă-i la masa noastră, frate Alecule. Băi, fratelor tabaci. Atunci noi o să trecem la altă masă. Vino, Hage Curte. Nu vă supărați, dar nu se cuvine. Greșești, frate Bălcescu. Curaj, curaj, băi, frate tabaci, curaj. Băi, noi vedeți. Hai, suntem. Dar nu vă simțiți bine să stați la masa noastră? Ce e asta? Hai, luați-vă. Ne pare bine, cum să nu ne pară bine, dar să vedeți. De, noi cu lucru, ca omul. Dacă am fi avut timp, ne-am fi spălat și noi. Că avem haine mai curate, de duminică. Dar așa, adineaur, ne-a spus jupânul. Cum? Cum vrei să spui că abia adineaur ați întrerupt lucrul în tăbăcărie? Acum e ceasul 10 și mai bine. Nu, lucrul în tăbăcărie nu s-a întrerupt nici acum. Căci e zor mare. Trebuie să ne pregătim pentru târgul de la Uziceni. Astăzi seara se lucrează până la 12. Dar să zic, în tăbăcăria dumneavoastră, un lucrător lucrează 19 ore pe zi? Ah, nu, 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 nu mă gândesc zor. Altfel, pe la 9, pe la 10 seara, mergem la culcare. Cât ești plătit dumneata pe zi? Eu am 3 lei pe zi, dar sunt unii care au și 5 lei pe zi. Auzi?
Auzi, frate Bălcescu? Da, da. Nu vă supărați, boierule. Dar nu-mi zice boierule, zi-mi frate. Frate Bălcescule. Voi zice, frate. Mi se pare că vă cunosc de undeva. N-ați fost dumneavoastră acum să fie câțiva ani la noi prin fabrică? Bata, acum 4 ani, conform planului de la frăție, am încercat să cunosc mai aproape poporul muncitor. Cred că nici în galerele cu robi nu era o muncă atât de grea și otrăvitoare ca în aceste de băcării. Că de dormit tot atât de îngrămădici în zdrențe, plin de plăgi și de păduci, dorm vieții muncitori. Ce e de făcut, frate Alecule, ce e de făcut? Trebuie făcută... Dreptate și frăție! Dreptate, dreptate și frăție. Dar nu cum vor cei de acolo. Da, cred că se apropie Eliade. Dreptate și frăție! Da, dreptate și frăție. Mâinile sus! Frate Alecule, ce am căzut într-o cursă. Pe cine bănuiești, frate Bălcescule? Stau și mă gândesc, frate Alecule. Eliade? Ei, nu cred. De el? Hei! Mâinile! Să trăiți, domnule Gheodat. De ce sunteți numai 4 dorobanți aici? Păi, să vedeți. Ce să văd? Unde capitanul Costache? Unde e Chioru? Păi, jos, în șans, lângă pod. Ați trecut pe lângă el, străiți. Să fie Chioru numai decât aici. Înțeles. Cum vreți să păziți pe tâlhare? Ești numai cu 4 oameni. Stați liniștiți, fraților. Stați liniștiți. Ei, dorobanți, auzi? Păi, ceilalți înconjoară via să trăiți, ca să nu iasă nimeni. Și pe cei care am arestat în beci și îi păzește. 2 dorobanți merg cu mine în beci. Înțeles. Tu te duci să-l chem pe capitanul Costache, Chioru, aici. După ce vin eu de jos. Să trăiți, aștept. Așa. Haideți, dorobanți. Haideți. Iar izbuti planul. Răbdare. Dorobanți. Du-te și spune lui Costache să vii numai decât aici. Că-l cheamă adiotantul mării sale. Să trăiți. Așa, să reveniți numai decât. Cum ai dorit să trăiți? Acum. Hai. Bine l-ai mai pocnit în moalele capului. Frate Bălcescule, ia-i arma. Iar tu, frate Alecule, hai, repede, repede, tărește-l în beci și pe ăsta. Hai, frate Catina, hai, frate Teregescule, repede. Hai, ce-i bine? Luați armele pe care le-am lăsat în gura beciului și veniți să păzim cu toții, da, da. Ca să-l prindem pe capitanul Costache. Liniște, liniște. Adiotantul Măriei sale, mă? Unde, mă? Unde? Mâinile sus, Costache! Și tu, dorobanți! Luați-le armele! Ascultați! Dacă strigați cumva, vă zbor creierii, se aude? Și acum marș și cu voi în beci! Hai! Voi rămâneți aici și păziți până mă întorc. Da, fraților, cum ieșim de aici? Mai repede! Prin ghețărie! Hai, frate Bălcescule! Hai, frate Alecule! Hai, mai repede! Hai, frați căuzași! De ce să plecăm de aici înainte de a lua o hotărâre? Aici este singurul loc unde poliția nu ne mai caută noaptea asta. Dar dacă e printre noi alt trădător? Trădare, netrădare, suntem luați de puhoi și nu ne mai rămâne decât să mergem înainte. Întoarcere pentru noi nu mai este. Frate Bălcescule, bine greit. Nu mai e întoarcere. Spune repede, ce crezi că e de făcut? Planul pe care îl urzim de 3 săptămâni, îl aplicăm numai decât. Da. Astă seară e sâmbătă 5 iunie. Așa. Mâine plecăm din București. Da. Eu la Telega, la capitanul Cristofi, să încerc să viu cu compania lui și cu ciocănașii spre București. Da. Și de aici la Izlas, unde ne așteaptă capitanul Pleșoianu cu compania 3. Unde-i proclamația? E scrisă? Trebuia să ne-o dai de joi. Joi a fost gata. I-am dat-o lui Eliade să o tipărească în tipografia lui. Și uite ce a ieșit. Eu o scrisesem scurtă. El a găsit-o prea aspră și tăioasă. A pus peste ea prea mult un de lemn de miruit. Din 3 pagini a făcut 15. Dar acum rămâne așa. De la Celei vine Popa Șapcă. Totul e pregătit pentru plecarea dumitale, frate Ștefan, dar trebuie să cereți amănunte de la Rosetti, care n-a putut veni astă seara. Veți fi în seara de 7 la Izlas. De la Caracal, unde vă așteaptă Magheru cu 800 de dorobanți, toată lumea va merge să se unească cu pandurii de la Craiova. La Râmnicu Vâlcea pleacă dumnealor doi, Serghescu și Telegescu. Da. La București, dumneata, frate Gorescu, da. Îl cauți pe Accente Sever și așteptați semnalul de la Izlas. Tabace și măcelare lui Accente Sever se adună cum au auzit clopotul mitropoliei tras într-o dungă. Știți, eu am compus un marș al Revoluției pe care vreau să-l citesc pe stradă. Ascultați, haideți, frați, într-o unire. Țara noastră e în pieire. Astăzi ziduri și palate unde zac mii de păcate, haideți să le dărâma. N-auziți în piață la armă? Dați năvală în mâini cu armă. Frate, nu e acum timpul de citi poezii. Foarte bine, frate Catina, îl vei citi, dar după proclamație. Și noi am pus totul la punct cu Rosetti și cu Winterhalter și cu ceilalți. Toți negustorii știu ce au de făcut. Cum o sună clopotul mitropoliei în dungă, închid prăvăliile și ies cu oamenii lor în stradă. Foarte bine așa. Am cerut din nou eu cu Rosetti să-l vedem pe Bibescu. Încercăm să-l ducem cu vorba ca să nu treacă la arestări. Ce să mai stați de vorbă cu el? Nu vedeți că au și început arestările? E mai șiret decât voi, e un vulpoi. S-a opus până acum la arestări, fiindcă nu vrea să le facă la întâmplare. Nu te grăbi, nu se știe încă în ce fel se termină seara asta. Nu e încă sigur că revoluția noastră nu va fi sugrumată în fașe, cum a fost cea din Moldova.
Acolo i-a arestat pe toți într-o singură noapte la locul de adunare. Dacă ne arestează și pe noi, s-a terminat cu revoluția. Frat Căuzaș, mie îmi pare că dumneavoastră judecați cu totul greșit situația. Nu vă dați seama de cotitură la care se găsește poporul românesc? Acum, după moartea lui Mitiță Filipescu, vă mai temeți de arestări? Și ceea ce e și mai neînțeles, vă temeți că dacă vom fi arestați noi, s-a sfârșit revoluția, fiindcă revoluția suntem noi. Nespus vă înșelați. Iată, eu nu mă tem de arestări. Nu mă mai tem nici măcar de trădări. Revoluția este mers, este pornită de la începutul istoriei românești. E fructul unei îndelungi stări de lucruri și nimic nu mai poate opri. Deoarece azi nu mai este a noastră, adică a boierilor, cum a fost cea din Moldova, ci este a poporului. Da. Continuă pe lui Tudor Vladimirescu. Menirea noastră este numai să punem în mișcare mașina revoluției și să o dirijăm, că pe urmă ea nu se mai oprește. Cu cât trecem la fapte mai repede, cu atât mai bine. Revoluția nu mai este azi în pericol. Revoluția nu mai poate fi trădată. Asta e ceea ce aveam de spus. Frate, ai spus și ceea ce era în inima mea. Așa e, frate. Asta era și în inima noastră. Să nu mă înțelegeți greșit. Revoluția nu mai poate fi în pericol, adică trădată și oprită prin denunțuri la agie, la poliție. Dar poate fi primejduită dacă o trădăm în esența ei. Dacă înșelăm așteptările poporului. Dacă nu ținem ceea ce am făgăduit acestui popor. Cele 21 de puncturi ale Constituției care a fost proclamată miercuri la izlaz. Ascultați! Ascultați! Poporul decretă punctul 1, independența sa administrativă și legislativă. Punctul 2, egalitatea drepturilor politice. Punctul 3, contribuție generală la impozite. Punctul 4, adunare generală compusă din reprezentanți ai tuturor straturilor societății. Punctul 5, domnul responsabil și ales pe câte 5 ani din toate straturile societății. Auzi, domn ales pe 5 ani, asta e republică. Măria ta, de poruncești pun tunurile să tragă. Du-te, Odobescule, și le spune că pot trage tunurile. Ieși în balcon. S-a făcut, măria ta. Emanciparea clăcașilor ce se fac proprietari prin despăgubire. Fără despăgubire. Fără. Oameni buni, împrăștiați-vă, că de nu tunurile pe care le vedeți vor trage. Să trage. Nu plecăm de aici. Cetățeanul Golescu și capitanul Fărcășanu vor intra la votă să-i ceară semnarea Constituției! Constituție! Măria ta, semnează și să se termine povestea. Mai mult nu putem face. Ce e așa? Măria ta, măria ta, numele poporului își cerem să accepți Constituția. Măria ta, jură pe steagul tricolor că acesta e steagul poporului și semnează Constituția. Bravo!
că poporul o cere. Maria ta, 20.000 de oameni așteaptă în fața palatului. Semnează și lista noului minister. Dar nu-i cunosc pe toți. Semnați, Maria ta. Să ieșim în balcon, frate Fărcășeni. Da. Spune, frate Rosetti. Nu uitați, domnilor, că am făcut cea mai măreață revoluție de pe pământ, din lumea întreagă, din istorie. Europa întreagă ne admiră, înmărmurită, extaziată, fraților, hotărâtă să ia exemplu de la noi. Nu vă supărați, fraților. Dacă tot vorbim și ne lucrăm, ne prăbușim. În ceea ce privește părerea exprimată de fratele Rosetti, sococi eu că o răsturnare politică atât de pașnică este fără exemplu în istorie. Dar tot meritul este al poporului, care a cerut-o cu atâta energie că a speriat pe cei care altfel s-ar fi împotrivit. Noi, în loc să lucrăm, ne felicităm mereu și ne odihnim de prea multă fericire politică. Să mă ierte colegul nostru Bălcescu, dar este nedreptate strigătoare la cer să fie acuzat guvernul și ministerul de lipsă de activitate. Într-o singură săptămână am decretat tricolorul ca steag național și am oficializat Lozinca dreptate și frăție. Am desfințat rangurile boierești. Am hotărât libertatea tiparului și a cuvântului. Am înființat Guardia Națională. Atunci, în fața unei activități fără pereche în istorie, stau și mă întreb: are dreptate colegul Bălcescu? Am. În împrejurările grele în care avem de înfăptuit revoluția, revoluția adevărată, întreagă, singura care s-ar putea menține, ne trebuie mai înainte de toate un program de lucrări esențiale, hotărătoare pentru soarta revoluției și pe care să le ducem la îndeplinire fără șovăire, cu toate mijloacele de care dispunem. Și care sunt punturile acestui program, după dumneata? Țărănime așteaptă de la noi, așa cum i-am promis în proclamație la punctul 13, să o scăpăm de clacă, să o împroprietărim. Acest lucru trebuie făcut numai decât chiar înainte de convocarea constituantei. Cum? Înainte de constituantă? Asta nu se poate. Va zice lumea că suntem comuniști. Ne prăbușim. Dimpotrivă, înalte părinte, devenim o putere de neînvins, fiindcă ne vom sprijini pe un milion de piepturi. Un milion de piepturi goale fără arme nu pot rezista nici măcar unui regiment adevărat. Atârnă numai de noi ca să organizăm aceste piepturi și să le înarmăm. Vă propun că acum, imediat, să numiți pe colegul nostru Gheorghe Magheru capitan general al armatei neregulate și al Guardei Naționale. Dar nu avem armată, de ce ar fi nevoie de altceva? N-am încredere în această armată, ci în comandanții ei. Capitanul general Magheru să ridice țara întreagă, începând deocamdată cu pandurii din Oltenia. În 6 luni, într-un an, să ne dea armata națională pe care să ne întemeiem statul, cu care să-l apărăm de dușmanii dinăuntru și din afară. Dar deocamdată țărănimea nici nu este cu noi. Și are dreptate, fiindcă nici n-am făcut încă nimic pentru ea, fiindcă nici nu știe încă ce vrem, fiindcă este sub înrăurirea calomniilor reacționare. Tocmai de aceea propun ca să decretăm pe loc numirea unor comisari speciali, câte 2 de fiecare județ. Cum? Ca Revoluția franceză? Dar ce, suntem iacobini? Da, așa s-a făcut atunci. Acești comisari vor merge în județele respective și vor... Domnul ofițer, o dovesc. Da, doamne. Fraților și onorați colegi, ofițerii regimentului 3 vă prezintă salutul și felicitările lor și vă cer îngăduința să-i primiți chiar acum. Dar n-ar fi mai bine la sfârșitul ședinței? A, de bună seamă, fraților, că vom primi numai decât pe sublimi ofițeri ai bravei noastre armate. Intrați, domnilor ofițeri! În numele proprietarilor, vă arestez! Ofițeri, la zic cu ei! Proprietarilor, vă spune dată! Săriți, iar este guvernul provizoriu!
guvernul pe care l-au arestat sticăloșii de reacționari sunt fraților! Popor român! Vei lăsa pe fiii tăi arestați de acei nemernici? Nu e nicio săptămână de când sub dealul Filaretului 20.000 de oameni ați jurat să apărați Constituția cu viața voastră! Și acum priviți liniștiți cum vi-o răpesc 20 de ticăloși! Eram mândră că sunt româncă! Și acum, acum vă sperie puștile astea întinse spre voi! Dar nu au despoții atâtea puști ca să poată domorâ pe toți cei însetați de libertate! Dumneata! Dumneata care ai două pistoale la brâu și stai cu brațele încrucișate! Dumneata ce ești? Paznic de noapte la Eforie. Te întrebam dacă ești bărbat sau mamaligă! Mi-ai luat pistolul! La ce-ți folosește dacă nu-l țin slujba poporului? Frăților! Haideți să eliberăm guvernul! Moarte vânzătorilor! Eu? Zvârli săbile nemernicilor! Câți au căzut? Frate Bălcescule, îmi pare că sunt 6 morți. Sunt și 8 răniți. Au fost duși. Au murit pentru ca poporul român să fie liber. Pentru ca istoria acestei țări să fie alta. Ce ne facem dacă ne prind armatele lor ne spânzură? Așa-i, frate Eliade. Turcii vor debarca în câteva zile la Brăila și la Giurgiu. Dar în definitiv, frate Voinescule, ce am făcut noi să ne spânzure? Nimic decât o revoluție. Da? Eu nu cred că vom fi invadați. Convingerea mea este că diplomația europeană nu va permite să... Nu avem ce face cu convingerea dumitale, frate Brătiene. Singura certitudine este că niciun imperiu despotic nu va îngădui un guvern revoluționar și o mișcare populară la hotarele lui. Este un exemplu rău pentru el. Ce putem face, frate Bălgescule? Suntem un guvern în aer, fără niciun sprijin. De la cine vrei sprijin? De la proprietari? Ei sunt dușmanii noștri cei mai înverșunați. Eu nu cred că puterile protectoare ar putea să ne spânzure cum susțin proprietarii. Nu pricep nici măcar ce vor proprietarii cu noi. Că noi nu ne-am atins de proprietate. Am cam atacat-o noi în principiul ei, dar nu ne-am atins de ea. Trebuie să ne gândim și la ce vor spune țarul și sultanul. Atunci pe ce vreți să sprijiniți revoluția când e atacată și subminată din toate părțile? Când de la ceas la ceas ne putem aștepta la o răsturnare totală? Deocamdată pe armada pe care o avem. Dar ce crezi dumneata că se poate face cu 3 regimente de infanterie, 2 escadroane de cavalerie și cele 4 tunuri care constituie toată armata română de azi? Dintre cele 3 regimente trebuie să scoți neapărat regimentul 3 pe care Solomon Ciodobescu l-au demoralizat, l-au destrămat. Nu ne putem bizui pe armată. Ați ascultat glasul unui colonel. Bine, Bălcescule, spune ce trebuie să facem, nu ne mai nebuni așa. Să vă duceți acasă, să vă încălțați papucii, ce? Să aprindeți ciubucele și să sorbiți cafele. Ce vrei dumneata, Bălcescule, de la noi? Nu vreau nimic de la dumneata, dar aș dori să știu. Ce căutați dumneavoastră aici? Acum că făcurăm revoluția de... Sunteți liniștiți și nu vreți să rămâneți decât ceea ce sunteți, nu-i așa? Vrem să guvernăm. Și cei cărora le-ați luat locul? Credeți că o să vă lasă să vă faceți liniștiți digestia, să guvernați până când? Proprietarii se agită și vă vor da peste cap până într-o săptămână. Ordinele de invazie ale imperiilor despotice protectoare poate că au și pornit la ora asta. Și crezi sincer că vom fi invadați? Datoria noastră este să avem în vedere oricând o invazie posibilă și să ne pregătim de rezistență. Dar pentru asta trebuie să fim uniți cu toții. Dar dacă de la proprietari nu putem găsi sprijin, dacă pe armată nu ne putem rezema, dacă diplomația nu ne ajută și dacă puterile protectoare sunt împotriva noastră, atunci pe ce ne putem sprijini? Pe poporul român!
pe resursele inepuizabile ale acestui popor, căruia îi dorim libertatea și rodul muncii lui, pe un neam care și-a soarta în propriile lui mâini. Cum vrei să luptăm cu ambele imperii? Va trebui să luptăm cu oricine va încălca pământul românesc. Asta este cu neputință. Armata noastră nu va accepta niciodată asemenea luptă disproporționată. 3 regimente împotriva 100 de divizii. Dar nu e vorba despre armata actuală, frate Voinescule, care nu va avea niciodată curajul să înfrunte asemenea riscuri. Vom crea o armată nouă, populară. O armată de gloată, o armată de adunătură. Și vrei să o duci să lupte cu armatele de carieră care duc războaie grele de sute de ani? Da! Să însărcinăm pe fratele Magheru, pe care altfel degeaba l-am numit capitan general, să ne facă o armată nouă de panduri vorintiri și pe lângă ea o gardă mobilă. Trebuie să adunăm și să ne armăm 100.000 de clăcași desrobiți. Te întreb iar, cu astfel de gloată vrei dumneata să lupți împotriva unor armate de meserie? Nu ne rămâne altceva de făcut. Frate Bălcescule, îți sunt și prieten, știi că te admir, dar mi se pare oarbă această încredere într-un popor care a pierdut de veacuri tradiția intrării în foc. De ce ați mai făcut revoluția dacă nu aveți încredere în poporul român? Sunt convins că va lupta așa cum a știut și altă dată să lupte, cu condiția să lupte pentru el, nu pentru alții. Noi vom retrage munți și vom duce lupta de partizani. Vor veni române din Ardeal, grăniceri, să ne ajute. Așa trebuie să ne cunoască Europa. Suntem niște nevolnici, niște trădători ai cauzei pe care am proclamat-o. Să apucăm o politică mai energică, mai aspră împotriva inamicilor libertăților publice care complotează subteran. Noi am spus sării că venim cu ducul frăției și cu porumbelul păcii, nu cu sabia și dihunia. Să trecem pe loc la fapte. Să decretăm pe loc înființarea armatei populare sub conducerea lui Magheru, așa cum a propus-o Bălcescu. Subscriem acum. Da, orba. Ei, fraților. Da. Da. Semnați decretul. Eh? Poftim, frate Bălcescule, ești mulțumit? De ce să fiu mulțumit, frate Eliade? Ți-am făcut armată populară să faci praf armiile împărătești. Ați făcut armată? Ați semnat o hârtie și credeți că ați făcut o armată? Am semnat un decret, așa cum ai cerut. Ceea ce ați semnat nu este un decret. Este un simplu deziderat. Ca să existe armată populară, trebuie să-i se arate anume organizarea prin lege. Trebuie să-i votați, deci, un buget. De unde bani? De la proprietari, care au fost până acum ascutiți și de bir și de serviciu militar. Propun o comisie compusă din Filipescu, ministrul finanțelor, Nițescu, Menor Hillel, care să studieze cum trebuie pus bir pe toate clasele. Și cu asta cred că am terminat pe ziua de azi, nu-i așa? O armată nu are nevoie numai de bani, ci și de ostași. Cei care sunt chemați să-și dea viața pentru stat vor să aibă și ei un cuvânt de spus în gospodăria lor. Convocați, deci, neîntârziat, așa cum am propus la izlaz, o adunare constituantă. Fratele Bălcescu are dreptate. Să numim o comisie. Vreți încă o comisie în plus? Foarte bine. Eu propun atunci ca să facă parte din comisie și 18 clăcași. Câte unul din fiecare județ. Cum o să introducem 18 clăcași care să răstoarne propunerile ministrilor și ale specialiștilor? Ai specialiști în chestiuni de clacă decât clăcași, nu cunosc. Nu se poate. Nu se poate admite această măsură. Sunt totuși de părere să primim propunerea fratelui Bărcescu. Dar să facem o comisie agrară compusă din 18 țărani și din 18 proprietari de moșii. Așa e foarte bine. Să discute între ei ca frații. Se aprobă, nu-i așa? Primim și noi. Dar prezidentul comisiei să fie agronomul Ion Ionescu, cel de la Brad. Deschid cea de-a 8-a ședință a Comisiei pentru Împroprietărire. Vă reamintesc că până acum s-au discutat problemele. Dacă munca este sfântă, dacă proprietatea este sfântă. Munca este sfântă, căci este cu sudoarea frunții. Dar și proprietatea este sfântă, că e de la negru vodă, întâi îl voievod. Când a trecut în locul acestea, le-a găsit pustii. Și le-a împărțit la strămoșii noștri, eroi care cu sabia în mână și apărau patria. Așa este, așa este. Dar noi unde eram atunci?
Cine ducea greul în luptă? Așa e, cine ducea greul? Cine? Că nu toate moșiile sunt de la Negru Vodă. Mai sunt și unele luate cu hapă. Că ne-ați făcut pe toți rupt. Ce a fost să nu mai discutăm. Dar trebuie să recunoașteți că proprietatea este sfântă. Că așa spune și proclamația. S-a mai discutat dacă poate cineva să se facă proprietar prin răscumpărare. Clăcașul a fost întotdeauna liber să cumpere moșie. Chiar unii dintre noi poate că am fost clăcași, dar am cumpărat moșii și am devenit proprietar. Cu ce bani? Cu ce bani ai care ați fost clăcași ați devenit proprietar? Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Cu ce bani, clăcași fiind dumneata, domnule Leș, ori bunicul dumitale, ați cumpărat moșia? Că doar nu ți-o fi dat-o de pomană. Cu câștigul din clacă nu poți cumpăra o moșie de 1000 de pomană. O fi fost poate cu bani de furat, dar muncind cu brațele nu s-a adunat 1000 de pogoane. Noi am vrut numai să spunem că e liber clăcașul cât vrea. Liber? Liber ce? Cum poți să spui că am fost noi liberi? Poate vreți să spuneți că am fost liberi să plătim până cădeam în genunchi, ca vitele. Am fost singurii care am plătit în țara asta. Cine a vrut să ia, de la noi a luat. Fără frică și fără rușine. Asta nu poate să spuie nimeni că e chiar adevărat. E adevărat? E adevărat ce spune Marin Tăcutu. Și eu v-am robit, fraților. V-am bătut. V-am dezbrăcat de 36 de ani de când mă blestemați. Iertați-mă, vă rog, frasăte, luați-vă înapoi ce v-am răpit. Iată, vă dau înapoi părticica de pământ. Trădare, trădare, Bălșaurescu ne-a trădat. Așa este, dar cum? Pentru a se putea prețui generozitatea domnului Ceaurescu, îl rugăm să arate acum pe loc ce pământ înțelege să dea sătenilor săi? Pentru ca să ne fie poate și nouă îndreptat. Fraserani, eu vă dau locul pentru casă și hrana vitelor voastre. Pământ de muncă și islas. Dau cu despăgubire. Și fără despăgubire. Primești despăgubirea ca o pomană. Cât timp vor sta locuitori pe moșie, pământul ce le dau va fi veșnic al lor. Dar cu două condiții. În mijlocul satului să fie cârciuma mea, numai a mea. Așa cum cere pravila pentru boieri. A doua, pentru locul de casă, vreau să-mi dați găina de Crăciun și puiul de sâmpietă. Cred mai e boierul! Nu mă schimbă, bă! Arnăravul, da! Dreptate și frăție! Dreptate și frăție! Fraților, văzând că actuala comisie nu poate să aducă pacea și unirea de care sunt însetate sufletele noastre între proprietari și săteni, locotenența a dat decretul pe care îl va citi acum secretarul de stat. Da. Se suspendă până la al doilea decret lucrările comisiei. Domnule Lenș, da? Intră dumneata în cortul excelenței sale și spune că acest limbaj este inadmisibil față de guvernul provizoriu care a fost recunoscut de către Soleiman Pașa în numele sultanului. Prin glasul meu tot poporul protestează din toată ființa lui. Să-i traduc excelenței sale chiar tot ce ați spus, domnule Bălcescu? Tot, domnule Lenș. Bine, frate.
socoteală de situația în care ne găsim? Țin socoteală că vorbim în numele unei revoluții. Excelența sa spune că este trimis de maestatea sa imperială, ci să restabilească ordinea și că o va restabili cu orice preț. Nici tratatele încheiate de Mircea, de Vlad, nici vechile capitulații, nici dreptul internațional nu îngăduie guvernului imperial să se amestece în conducerea lăuntrică a principatelor și nici să trimite o știri care să restabilească o pretinsă ordine împotriva celei adevărate pe care și-a dat-o poporul însuși. Excelența sa mai vestește că în numele maestății sale împăratul, suzeranul acestui principat, a numit ca imacam al țării românești pe marele vornic Constantin Cantacuzino. Nu-l primim! Țara are un guvern de care și l-a ales singură. Fraților, priviți! Ne-au conjurat! O să ne aresteze! Da, da, veți fi arestați. Uite-l pe fratele Voinescu II alergând spre noi! Fugi! Fugi, omule, că te arestezi! Voinescu II aici? Am venit să fiu arestat și eu cu voi. Aici e locul meu, lângă tine, frate Bălcescu. De ce ai venit? Trebuie să te duci la Magheru, să lupți acolo, în Oltenia. Mai întâi ca să cer iertare ție. Să cer iertare poporului român. Ce vrei să spui? Frate, viu din dealul Spirii. Omule, spune. A fost luptă mare. Ce luptă? Armata turcă a primit azi ordinul să intre în oraș. Când a ajuns în dreptul cazarmii din deal, au cerut regimentului 2 să le predea pe loc cazarma. Dar colonelul Golescu a spus că nu are niciun ordin de la locotenență pentru predare. Care colonel Golescu? Fratele lui Arăpilă. Colonelul a pus și el cei 400 de oameni pe care i-avea în care un curte cu drapelul în mijloc și a trimis după ordine la noi, la locotenență. Numai cu mare greutate, după o oră, s-a oprit măcelul. Ce ziceți voi de revoluția asta, care se dovedește posibilă chiar în clipa în care se prăbușește? Popor român, nu greșește cine crede în tine. Nu știu, Alicule. N-am izbutit să mă dau jos din pat. Nicule, ți-e atât de rău? Mi s-a părut ieri că ești mai bine. Ploaia. Ploaia asta care nu se mai sfârșește. Am ascultat-o toată noaptea. Am adormit abia către ziua. De mult n-a mai fost un marte atât de ploios, frate. Oh, cuvânt fără seamăn. Frate, cum cazi tu în urechea mea, aici, în Paris, departe de Argeșul meu, de București înălțărilor și căderilor noastre? Câtă răcoare aduci tu în arșita pribegiei mele? Pentru acest frate, Alecu Arăpilă, frate, îți mulțumesc. Hei, câte nădejde pusesem în primăvara asta. Dar ce ți-a venit să-ți aduci bagajul? Nu mai aveam unde să stau. Întemeiat pe spusele lui Ghica, am dat de acum 2 săptămâni drumul la cameră. Și acum tu îmi spui că n-ai bani. Ce facem că la 12 se închide banca? Du-te să vezi măcar dacă Michelul de Ghica mi-a trimis. Dacă așa stau lucrurile, eu nu mai plec la Viena. Ei. Tot n-am unde să mai stau. Mă mut undeva la țară, scap și de creditori. M-am săturat să mănânc doar o dată pe zi. Arăpilă, nu te mișeli și tu. Lasă calambururile. Hai să pleci negreșit. Am știri noi de la Magheru că Avram Iancu este la Viena arestat împreună cu prefecții Alexe Sever și Barint. Trebuie să le dăm ajutor. Trebuie să organizăm neapărat pe transilvaneni. Fără 160 de galbeni nu plec.
Cum vin banii de la Ghica, ai 160 de galbeni și pleci. Tu mai crezi în minuni? Ar trebui să cauți în altă parte. În altă parte la cine? Că toți emigranții la un loc nu pun pe masă 50 de galbeni. Nici 20. Atunci, ia vezi, arăpi la cine-i. Poftiți, milord. Poftiți. Aici, la Paris, Lord Stuart, mă pregăteam să vă caut la Londra. Pe mine vă rog să mă scuzați. Am un randevu, sunt grăbit, vă salut. La revedere, frate. Am impresia că sunt puțin indiscret. Vă rog să mă scuzați, domnule Bălcescu. Oh, milord, îmi pare nespus de rău că v-ați deranjat de prisos. Tocmai mă pregăteam să viu eu la Londra, să dau lordului Palmerston explicațiile de care are nevoie. Da, da. Nu trebuie să vă simțiți stânjenit din pricina dificultăților financiare. Nu este atât de compromisător să ai încurcături bănești când ești exilat. Trebuie să vă mărturisesc că întreaga emigrație românească stăm foarte prost în privința banilor. Este, trebuie să vă spun, și unul dintre motivele pentru care nu am putut veni la Londra. Cunosc toate aceste dificultăți ale emigrației române, cum să vă spun, în amănunte. Dar vedeți, domnule Bălcescu, mai este încă o dificultate. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Mai este o piedică în care aplicării dumneavoastră la Londra și asta reală. Repet, milord, că nu înțeleg ce vreți să spuneți. Vedeți, lordul Palmerston are cunoștință de un anumit comitet secret. Un comitet secret? Da, da, un comitet secret. Și ce scop ar avea acest comitet secret dacă există cumva? După cum știți, el urmărește dezmembrarea imperiilor turc și austriac. Presupunând că acest comitet există și că ar avea scopurile pe care le atribuiți, întrucât ar stânjeni pe englez. Pentru moment, Anglia este foarte interesată în menținerea unui echilibru european. Iar pentru aceasta, ea se bazează pe menținerea celor două imperii. Cel turc și cel austriac. Dar sunt două imperii în descompunere. Aceasta este azi politica guvernului Augustei noastre suverane. Mai târziu poate fi altfel. Mai este un lucru, domnule Bălcescu. Guvernul englez lasă liberă pe teritoriul său expresia oricărei opinii. Domnia voastră însă ați desfășurat la Londra o activitate care a depășit cu mult domeniul simple opinii. Ați frecventat anumite saloane, ați organizat interpelări în ambele camere, ați dat informații și articole nesemnate în ziarele engleze. Ați luat contact nu numai cu Mazzini, dar și cu Louis Blanc. Acum pregătiți cu Mazzini înființarea unui comitet pentru solidaritatea revoluționară a Europei. Sunteți un temperament conspirativ, domnule Bălcescu. Atunci, milord, voi delega un alt membru al emigrației care să întregească memoriul ce îl interesează pe lord Palmerston. Da. Ce este? Este afară o doamnă atât de frumoasă că nu vine să o lasă plece. N-am mai văzut-o încă. Oh, dar eu nu vreau să vă privesc de asemenea vizită plăcută. Plec. La revedere, domnule Bălcescu. La revedere, domnule. Madame. Monsieur. Am aflat de la Bazil că de 3 zile ești bolnav în casă și am venit să te cert. Cum poți să aduci atâta lumină de pe o stradă ploioasă și noroioasă într-o încăpere atât de tristă? Din seră. Sunt garoafe de seră. Nu, nu. Lumina este îndemnată. Nu, mulțumesc, nu vreau compliment. Dar sunt nespus de sincer. O, sinceritatea dumitale cu femeile este cunoscută. De câte ori te faci plăcut unei femei frumoase, urmărești un scop. Ei bine, eu informații politice nu-ți pot furniza. Relațiile pe care aș putea să ți le fac le ai de mult, iar pentru comisioane revoluționare nu sunt aptă. Asta este părerea dumneavoastră despre mine? Nu, nu este și mai rea. M-am amuzat foarte mult când mi s-a spus că la Londra erai foarte asidu în saloanele doamnei Gibson, care te credea îndrăgostit de ea. A fost foarte dezamăgită când a aflat că te interesează, de fapt, bărbatul ei, membru al Camerei Comunelor, ca să-ți facă o interpelare în chestiunea principatelor dumneavoastră. Să zicem că așa a fost la Londra. Dar dumneata, ești creată de Dumnezeu într-o clipă când și-a simțit vocația de pictor.
Ce carte e asta? Chestion economic de principoții. Da, o lucrare a mea. O lovitură de bardă. Rău și încrezut. Trebuie să recunosc că uneori am o excelentă părere despre mine. Așadar recunoști că nu ești modest. De ce căuza și dumitale se tem de dumneata? N-am spus asta. Ce ar face bună părere despre sine cu modestia? Poți să ai o extraordinară părere intimă despre tine și să te mulțumești cu puțin. Să fii modest, adică lipsit de ambiție. Dar într-o zi vor ști și frații căuzași ce înseamnă ambiția. Ai o părere atât de proastă despre... Despre toți cei care au dirijat revoluția, despre mine mai ales. Ce are face? Revoluția putea să nu izbutească până la capăt și totuși conducătorii ei să fie bărbați de merit. Am făcut toți greșeli prea mari pentru ca poporul român să nu fi fost aruncat încă o dată de pe scara istoriei. Spune-mi ce greșeli. Vezi ce nedreaptă ești? Mă învinovățești că nu fac decât politică. Și acum mă silești dumneata să discut politică. Pentru că sunt femeie, sunt curioasă și inconsecventă. E bine, una din cauzele nereușitei revoluției este că am pierdut primele două săptămâni, cele hotărătoare, nefăcând nimic decât discursul și luptând cu Odobescu și Solomon, care trebuiau arestați din prima zi. A fost o greșeală acceptarea lui Eliade în roluri de conducere, primirea lui în societatea Frăția. Am spus că nu vă interesează asemenea fapte și întâmplări, că o să vă plictisiți. Mă interesează cât nu ți închipui. Dar mă îngrozește fierberea asta, dumitale. Te rog, vorbește mai liniștit. Așează-te aici la masă. Nu pot gândi aceste lucruri fără să nu mă cuprindă din nou furia și desnădejdea. Dacă știi cum mă mistui nopțile de insomnie, verificând mereu ce a fost, căutând locurile unde au fost coditurile greșite. Ah, câte greșeli am făcut. Un organ executiv al Frăției ne-ar fi permis să nu mai așteptăm convocarea constituantei, decretând din prima zi votul universal și împroprietărirea clăcașilor. Ne-ar fi înlesnit apoi crearea unei armate naționale populare. Azi am fi avut România visată de toți. Și așa nu va mai fi? Va fi cu certitudine, fiindcă nimic nu poate împiedica un proces istoric. România va fi o republică democrată. Fii liniștită, doamnă. Toți prietenii dumitale, frații noștri căuzași, și Alexandrii și Golești, și Ghica și ceilalți, vor fi pe rând miniștri și prim-ministri în viitoarea Românie. Și dumneata? Eu nu pot porunci acestui trup să dureze până atunci. S-a spus că și noaptea trecută n-a dormit în cabină, că a stat tot timpul pe punte, așa că acum, mare imprudență. Starea lui este atât de gravă, domnule Alexandrii, încât o asemenea imprudență nu mai are nicio însemnătate. Cum nu mai are decât o lună de trăit? Este atât de grav, doctore. Plămânul stâng e pierdut. Nu mai are decât o jumătate din plămânul drept. Nu-l mai ține în viață decât inima. Să mergem la el. Să mergem. Domnule Bălcescu, vă aduc pe prietenul dumneavoastră, poetul Vasile Alexandrii. Monșer. Bazil. Monșer, ce surpriză. Când azi la hal mi-a spus doctorul, nici nu venea să cred. Aproape un an de când nu ne-am văzut. Ai primit scrisoarea mea? Da, Bazil. Cum am ajuns la Constantinopol, m-am dus la cimitir, la mormântul Elenei Negriș. Ai depus coroana așa cum te-am rugat? Fii liniștit, Bazil. Am confecționat regretele eterne conform prescripțiilor tale, din cositor argintat, ca să fie mai durabile. Îți mulțumesc, frate. Trebuie să-mi spui cât îți datorez. Oh, nimic, Bazil. Socotelile noastre sunt și așa destul de încălcite.
S-am rămas dator niște bani din călătoria noastră la Neapoli. Lasă, lasă, când ne vom vedea la Paris? La Paris? Tu știi, Bazil, că s-ar putea să mor și eu pe acest spiroscaf săptămâna viitoare, intrând în Bosfor ca Elena Negrin. Dar cine ți-a spus asta? Nicule, tu ai să te faci bine, îți spun eu, și o să ne vedem din nou la Paris. S-a sfârșit, Bazil. Ascultă, frate, ai încercat totul. Nu se mai poate face nimic. Nimic nu te poate vindeca. Nimic decât poporul și pământul patriei mele. Uite, vezi tu Dunărea asta măloasă? Vezi cerul ăsta cenușiu? De ieri stau pe punte și m-am simțit mai bine decât pe Mediterana ta însorită. Dar cum poți vorbi așa? Nu-ți plac porturile însorite și parfumate ale Mediteranei? Să le ia dracu de porturi ale Mediteranei. Am să mor cu tot ajutorul lor. Nu pot să îndur ca prietenul meu cel mai bun să vorbească despre moartea lui. Ar fi îngrozitor. Nu-i nimic, Basil. Hai să te consolezi. Hai să faci probabil o poezie cu dor și cu o păsărică. Și apoi ai să fii iar tânăr și ferici. Frate, nu mai vorbi așa, că îmi sfârși inima. Uite, Tița, 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 strigă pentru mine, strigă repede să ne vadă. Da. Mademoiselle Bălcescu! Uite, uite, ne-a văzut. Mișoara Bălcescu te îndovărășește din nou în străinătate? Deocamdată nu poate veni. După cules. Bună ziua, domnule Alexandri. Nicule. Da. Nicule, am încercat totul. Știrbei nici nu vrea să audă. Luxița Florescu s-a dus și ea la nevasta lui, da? Corabia asta mă va duce către lumea cealaltă. Nicu. Mi-am închipuit că mama nu va putea veni. Dar cât aș fi vrut să o văd? Esența neamului românesc întreg ar fi fost prin ea aici, într-o ultimă privire. Aș fi vrut să-i cer iertare pentru tot răul pe care l-am făcut. N-ai făcut nimănui niciun rău. Ești o lumânare de ceară sfințită, care se consumă fără oprire pentru popor. Numai ție ți-ai făcut rău. Atunci, îmi permiteți să vă las. Aveți desigur multe de vorbit. Îți spun, scumpe prietene, la revedere, că sunt convins că te vei întoarce în țară sănătos peste un an, doi, trei. Sper că în ianuarie ne vom vedea la Roma. Câte luni mai sunt până în ianuarie? Trei. La revedere, trei. Lumișoară. La revedere. Te las cu bine, prietene. Trei luni. Octombrie, noiembrie, decembrie. S-a procedat la executarea sentinței, condamnatul fiind scos din celulă. Tița, îți mulțumesc că n-ai mai pus-o pe mama pe drumuri. Nicule, mama a venit până aproape de Brăila, dar n-a mai putut călători mai departe. A avut dureri de ficat și a trebuit să rămână la un conac. Se va prăpădi. Și numai eu sunt de vină. Aproape de Brăila. Singura. Bolnavă. Gândește-te la tine. Nu te mai gândi la nimeni altcineva. De ani muncește și adună ca să-mi plătească mie datoriile. Și-a vândut până și zestrea e de fat. N-avea nicio grijă. Este fericită să-ți poată fi de folos. Ce vrei dacă asta e fericire ei? N-am fost de niciun ajutor celor ce m-au iubit. Am fost un fiu nerecunoscător, un frate egoist, asta am fost. Pentru nimeni dintre cei care m-au iubit, n-am fost în stare să fac nimic. Ai făcut pentru poporul românesc. Curge mereu Dunărea. Ți-aduce aminte, Tița, în ziua când am ieșit din închisoare? Mi-am dorit încă 10 ani de viață. I-am trăit și-am izbutit.
Nimic. Ți se pare? Roadele trudei tale se vor vedea mai târziu. Mai târziu? Dar aș fi vrut atât. S-a sfârșit. Pleacă vaporul, Tița. Nicule, uite o scrisoare pentru bancherul din Palermo. Iată și cheia de la valiză, ți-am lăsat-o în cabină. În decembrie voi fi și eu la Palermo. Drum bun, Nicule. Drum bun. Tița. Mama. Ai grijă de mama. Ați ascultat Bălcescu de Camil Petrescu, adaptare radiofonică de Nal Toscani. În distribuție Nicolae Neamț Otonel, Florin Scărlătescu, George Demetru, Sandu Rădulescu, Dan Nasta, George Aurelian, artiști emeriți, Simona Bondoc, Eugenia Dragomirescu, Aurora Șotropa, Rodica Suciu, Alexandra Polizu, Ion Gheorghiu, George Carabin, Haralambie Polizu, Mircea Balaban, Alfred Demetriu, Vasile Florescu, Matei Alexandru, Cornel Vulpe, Adrian Georgescu, George Sion, Șerban Iamandi, Sebastian Radovici, Nicolae Mavrodin, Octavian Cotescu și Septimiu Sever, artist emerit. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.